Bună ziua și bine v-am regăsit în acest videoclip. Dacă ați dat click pe acesta și v-a atras titlul, înseamnă că am mesaje semnificative pentru voi. Mesajele pe care le voi da de această dată nu sunt neapărat direcționate către ceva ce vor cărțile să spună, exact aia vom oferi și să vedem exact despre ce va fi vorba. Da? Nu uitați, dacă nu v-ați abonat, am să vă rog să vă abonați și să apăsați clopoțelul dacă doriți să primiți notificări pentru următoarele mele postări. Bun. Să vedem prima carte. Pierdere. Inversată. Această carte mie îmi indică faptul că voi ați suferit de o vreme destul de bună cu aceea anumite pierderi destul de semnificative pentru voi. Totuși, cred că, deși voi resimțiți neapărat că o cauză din viața voastră nu ar mai merita să luptați pentru aceasta, ei bine, se va întâmpla o răsturnare de situație și lucrurile vor sta într-un mod mult mai bun. Această răsturnare de situație pentru mine nu pare neapărat să fie ceva extrem de, cum să zic, nu e ceva așteptat de voi cel puțin, dar pentru persoanele din exteriorul vostru, persoane care nu neapărat vă sunt, nu știu, frați sau surori, dar alte persoane care, cu care ați discutat despre aceste pierderi, despre acest subiect, spuneau că lucrurile pot fi întoarse în favoarea voastră, doar că aici am senzația că voi nu prea ați vrut să credeți acele persoane. Și acum o să vă loviți de o surpriză foarte mare și anume acele persoane au avut dreptate. Lucrurile se îmbunătățesc pentru dumneavoastră, lucrurile încep să se așeze. Este doar nevoie să mai aveți puțină răbdare, doar puțină, cât să vedeți clar rezultatele, da? Încă o carte, sau iată două. Această pierdere pentru mulți dintre voi este posibil să fi fost mai degrabă pierderea unui prieten, pierderea unei persoane foarte apropiate, dar nu în sensul că a pățit ceva, ci mai degrabă prin intermediul unui conflict. Ei bine, acest conflict ajunge la final. Aici, dacă voi nu ați avut încredere în cineva din cauza unor bârfe sau cineva nu a avut încredere în voi din cauza unor vorbe, unor bârfe, a unor discuții, în fine, ei bine, ceva se întâmplă și această persoană va încheia acest conflict. Da? Deci se va încheia. Este posibil ca voi să vă simțiți dezamăgiți, trădați, dar lucrurile cumva aici se vor rezolva. Pentru unii dintre voi, de ce nu poate să fie o persoană, persoana iubită sau pur și simplu o persoană dragă din apropierea dumneavoastră, dar nu este cazul să vă așteptați ca lucrurile să fi fost neapărat pierdute pentru totdeauna. Chiar dacă așa au părut, sunt sigură că aici există persoane care vouă tot v-au spus. Apare, revine, se întâmplă ceva, se schimbă situația, vei vedea tu că lucrurile se vor așeza. Voi n-ați crezut, voi Batman, Batman. Acum iată că lucrurile se îmbunătățesc și se așează și pentru voi. E clar că va fi un moment destul de mare de fericire și vă dă o foarte mare bucurie pentru faptul că veți reuși să stabilizați lucrurile, mai ales în casă, mai ales în felul vostru de a vă organiza. Dacă este vorba de o relație aici și această persoană v-a înșelat, atenție că poate să vină cu o propunere de îmbunătățire a acestei situații, dar vreau să vă avertizez de un lucru. La baza pachetului avem hoțul, aici inamicul. Dacă este vorba de un trio în această situație, dacă aici cumva partenerul v-a înșelat și vă simțiți trădați tocmai pentru că v-a înșelat partenerul, eu aș zice să fiți un pic precauți. De ce? Pentru că asta nu înseamnă că partenerul se oprește. Chiar dacă vine și vine cu o îmbunătățire de situații și lucrurile se îmbunătățesc treptat, acesta va înșela din nou. Dacă este vorba de o prietenie, atunci nu neapărat este cazul să se mai repete, dar aparent vă dați seama cine este de fapt persoana care nu vă vrea binele și prietenia se reface. Pentru că dacă este vorba doar de o amiciție, a fost o circumstanță externă, o persoană externă care a băgat zâzanie între voi. Dar dacă este vorba de o relație, atenție că acea relație, chiar dacă în acea relație vor fi câteva momente frumoase, atenție că va fi o revenire la obiceiurile vechi, va fi o revenire la această situație din start care v-a rănit, da? Bun. Să vedem încă trei cărți. Noroc. Consecvență și fidelitate. Ei bine,
Cu aceste cărți v-aș putea spune din start că, indiferent de ce percepeți acum ca fiind adevărat sau nu, lucrurile se vor îmbunătăți pentru voi. Veți avea claritate, veți avea consecvențe din partea persoanelor din jur, veți vedea foarte clar cine sunt persoanele din jurul vostru și veți putea face decizii mult mai bune. Dacă aici există o persoană care s-a rugat, specific s-a rugat, pentru a-și da seama cine sunt de fapt inamicii, dușmanii, neașteptați, să știți că aceștia vor ieși la iveală. Trebuie să fiți conștienți că de acum încolo urmează să vină prosperitate în viața voastră. Trebuie să fiți conștienți că tot mai multe semne vi se vor arăta de la divinitate. Aveți încredere în aceste semne, aveți încredere în ceea ce observați, sesizați și simțiți. Țineți cont că intuiția voastră este în plină dezvoltare. Țineți cont că va trebui să discerneți între intuiție și gânduri. Va trebui să vedeți foarte clar care e care și va trebui foarte clar să decideți pe baza intuiției. Ascultați-vă intuiția pentru că aceasta niciodată nu vă minte. Gândurile câteodată pot fi generate de anxietate și atunci gândurile uneori pot fi înșelătoare, intuiția nu. Bazați-vă pe intuiția voastră, lecția voastră principală acum este intuiția. Încercați să meditați sau să vă rugați sau fiecare ce rutină are și încercați să lucrați cu asta. Dar încercați să vă bazați pe niște ritualuri zilnice. Dacă sunteți mai mult spiritual decât religioși, atunci puteți, de exemplu, să aprindeți Palo Santo, puteți să aprindeți foi de dafin, unii dintre voi, rășină de copal sau orice altceva care ajută la purificarea casei. Dacă sunteți mai religios, puteți arde tămâie. Nu despre asta este vorba aici, dar faceți-vă un ritual zilnic. Aprindeți-vă o lumânare, curățați casa energetic și ocupați-vă de acest aspect în fiecare zi. Trebuie să fie vorba de un obicei care să se repete în fiecare zi, care vouă să vă aducă liniște, mai ales în casă. De asta zic, curățați energia casei. Încercați să vă eliberați de obiectele care sunt în casă și pe care nu le mai folosiți. Atenție că o parte dintre voi, când veți descoperi cine este persoana care nu vă vrea binele, veți sesiza că aveți niște cadouri, obiecte, atenții sau chiar obiecte care această persoană s-a prefăcut că le-a uitat la voi și este bine să scăpați de acestea cât mai repede posibil. Dar așteptați întâi să vină claritatea asupra situației și după veți ști exact de ce să scăpați din casă rapid. Ce vă mai pot spune aici este că voi veți avea niște vești de departe în legătură cu avansarea unei situații pe care voi o credeați pierdută în legătură cu locul de muncă. Dacă voi ați pierdut un job și ați crezut că nu se mai poate îmbunătăți nimic, acesta revine sub o nouă formă, revine o nouă oportunitate. Posibil să existe o remunerație mult mai bună, dar este decizia voastră dacă mai vreți, dacă mai sunteți dispuși spre acesta sau nu. Dar indiferent de ce oferte vin în această perioadă, țineți cont că încă este sezonul Taurului și încă, cel puțin la momentul creierii acest videoclip, și încă aceste oportunități ce vă vin în acest moment duc la stabilitate pe termen lung. Este bine să profitați de această perioadă. Este bine să abuzați pe cât posibil, da, și este bine să nu lăsați oportunitățile să vă scape printre degete. Astea sunt mesajele pe care Universul are să vi le transmită, cărțile au să vi le transmită. Sper să vă fie util acest mesaj și, sincer, sper să reușiți să îi dați de capăt acestei situații cât mai repede posibil. Eu sunt aici pentru când veți mai avea nevoie de etalări, iar cei care doresc să mă contacteze pentru o etalare privată găsiți toate detaliile în descriere. La revedere!